lume dispărută. Wow! Magie neagră. Arunci ca o fată. Mulțumesc, dar sunt o fată. Așa, jucați-vă cât vreți, cât mai puteți. Rădăcină de linariță, esența pământului, iarba fiarelor să potolim vântul, ouă de foc și... Scuze, unchiule, învăț un joc nou. Firar, copilă. Unde era? Pământ, vânt, foc, apă. Ah, viermi umflați. Perfect. În curând voi controla toate elementele. Coia crede că are puterea să-și surghiunească fratele din sat. Poporul va vedea cine are puterea când natura va fi sub comanda mea. Hai, Mina, și aruncă ceva mai puternic de data asta, bine? Oh, adică, așa? Wow, asta e bază! Ce e? Giggles, nu! Vino aici! Îl aduc eu! Ce faci, unchiule? Adun ierburi pentru o supă medicinală. Mie nu-mi place supa. Cum ai ajuns acolo? Hai, băiete, jos! Nu, vino aici! Aha, acum te-am prins! Wow, ce e aici? Hai, Giggles, nicio grijă, sunt aici, cu tine! Hei, ce-i asta? Wow! Să vezi când o să vadă Mina. Ce mai este aici? O mumie! Nu! Nu, mai puternic. Aha, ciupercă otrăvitoare, elementul final. Ești afară? Iartă-mă, voiam să... De unde ai asta? Asta voiam să-ți spun, e o peșteră, a găsit-o Giggles. S-a ascuns după un vas mare de tot. Camera funerară a strămoșilor șamani. Ai conturbat locul de odihnă. Nu. Dacă ar ști Coia că un străin a călcat în acel loc sacru, v-ar alunga pe toți sau mai rău. Dar eu știu că nu ai vrut, de aceea voi păstra secretul tău și această huaca. Hai, du-te, pleacă. Pleacă odată. Spiritul marelui Kohotek nu e deranjat, iar în timp ce el doarme pe vecie, magia lui e a mea. Aici erai? Unde ai stat atât? Eu urmez. Cum? Altă dată, trebuie să plec. Pa! Te-ai depășit pe tine însuți.
Unchiule, te-ai depășit pe tine însuți azi. Cum? Iartă-mă, ai spus ceva? Îmi cer scuze, mi-am dat seama că ori iei cina cu matahală, ori nu. E imposibil să le faci pe amândouă. Ce a fost asta? Nu e în apele lui azi, ați observat? Nu mi-e foame, mă duc la culcare. Nu-ți face griji, sunt condiții grele aici. Trebuie să ne acomodăm cu ele, mai ales cu insectele. Pe mine mă agasează la culme. Ai conturbat locul de odihnă? Billy, ai visat urât, dragule. Azi ai să rămâi cu mine. O să adunăm și mai multe obiecte pentru cercetările mele și nu vreau să aud niciun comentariu. Billy! Mina! Billy, vino să ne ajuți! Îi hrănim pe Tonjas. Nu, mersi. Mina, mă tot întreb, unde se duc ai voștri când pier? Bătrânii spun că spiritele tuturor vietăților se întorc la pacea mama. Nu, mă refer la corpurile lor. Oh, le punem în peșteri funerare. Cred că peșterile astea sunt în locuri speciale, nu? Adică nimeni n-are voie să intre. Noi mergem tot timpul să aducem omagii strămoșilor. Serios? Deci nu sunt locuri interzise? De ce mă întrebi așa ceva? Promit să păstrez secretul. Uite, îți jur pe oasele strămoșilor mei. Oh, mai bine nu spuneai asta. Ah! Te referi la peștera funerară a strămoșilor șamani. De ce facem asta? N-ar trebui să-l lăsăm să se odihnească? Nu. Când un strămoș șaman se trezește, el vrea să vadă dacă poporul respectă tradițiile străvechi. Dacă vede că șamanul nostru a furat magia altuia, spiritul se înfurie cumplit și ne poate distruge pe toți. Magie? Adică păpușa? Poate Urcon nu va face nimic rău. Simt mirosul puterii. Pedeapsa mea s-a încheiat. M-am întors să vă conduc. Din acest moment, eu singur voi comanda forțele naturii. Oh. Frate, știu, puterile tale sunt mari, dar să spui că ești mai puternic chiar decât zeii. Zeii ai vântului, pogorâți-vă forțele neasemuite asupra necredincioșilor ca să poată înțelege Nazaka! Thank you.
din ele e? Dar e cu totul altfel. A dispărut. E prea târziu. Cutuca Marioca Motinica. Ce faceți? Nu înțelegeți că numai eu vă pot apăra acum? Pământ, vânt, foc și apă, iată puterea mea, o zei atotputernici! Ce se întâmplă? Ei bine, mi se pare că mama natură nu e în toane bune astăzi. Ce a fost mai rău s-a dus? Nu, cred că abia începe. Mamă! Suntem aici! Eagles v-a găsit! Sunteți de fel! Puteți coborâ! Nu! Săriți! Acum! Trebuie ajutoare în capătul celălalt. Ce se întâmplă? Braxton, mă bucur să te văd. Avem nevoie de ajutor. Totul se transformă în noroi. Știm, este o alunecare de teren ceva mai sus. Mă gândeam eu, ar putea ajunge la noi din clipă în clipă. Repede, să le protejăm recoltele. Uite-l că vine! Asta e! Nu se poate! Eu comand elementele! Puterea strămoșilor e a mea! Ba da, Billy, trebuie! Nu înțelegi? Mina, nu se poate! Ai jurat pe strămoșii tăi! Dar dacă nu le spunem ce știm, ce se va întâmpla? Îți spun eu ce se va întâmpla! Ne ducem la împărăteasă ca să vedem ce și cum! Ai străbătut un drum greu, fiica mea! De o parte se afla jurământul sacru față de strămoși, de cealaltă siguranța poporului tău. Ai ales bine. Și, Billy, calea ta părea la fel de grea. Dar nu a fost. Ai știut ce vrea poporul și totuși ai crezut că te voi pedepsi pentru o greșeală nevinovată. Să știi că te-am iertat. Și nu vreau să mai aud de la tine, aiurel, despre Staffy. Nu înțelegi. E adevărat. Da. Copiii spun adevărul. Spiritul strămoșului șaman Cohotec e printre noi. Magia lui e foarte puternică. Nu va avea odihnă până când fratele meu îi va returna hoaca. Nu înțeleg. De ce nu ducem păpușa înapoi și să punem capăt poveștii? Nu! Urcon s-a folosit de magia ei, deci numai el o poate returna. Altminteri, spiritul nu va avea liniște. Da, o să ajungem de vârsta lui Summerlee până o să se întâmple asta. Puterea lui Cohotec va fi a mea.
Eu voi controla elementele. Ce e? Ce-mi scapă? Cine cutează să deranjeze? Cine? Cine? Cine ești tu? Eu sunt spiritul lui Kohotek. Ai furat o hoacă sacră din camera mea. Dacă nu o returnezi, apele satului tău vor fi roșii de sânge. Soarta poporului tău e în mâinile tale. Băiatul ăla m-a mințit. Spiritul s-a trezit? Foarte bine, Kohotek, ia-ți hoaca înapoi. Dar mai întâi magia ei va fi a mea. Ia să vedem cine are puterea să transforme apa în sânge. Apa în sânge! Mana amara, Wixatok ha! Amaiu kadaiu hargni uakasa uakasa. Eu sunt spiritul lui Kohotek. Fumul magic a fost minunat. Datorită lui Summerlee. Cine ar fi crezut că lecțiile lui plictisitoare îmi vor prinde bine? Cred că Urcon și-a primit lecția. Ca să fim siguri, o să trecem la planul B, dimineață, la prima oră. Urcon, fă ceva! Da, fă ceva! Da, fă ceva! Da, fă ceva! S-a transformat în sânge. La o parte! Apele satului tău vor fi roșii de sânge. Soarta poporului tău e în mâinile tale. La o parte! La o parte! Billy, am reușit! Uite! Vreau să-l urmăresc ca să fiu sigur. Voi începeți să aruncați lutul. Ai grijă! Am adus huaca. Vântul, ploaia și alunecările de teren sunt din lumea naturală. Dar un râu de sânge? Urcon are dreptate. Numai el ne poate apăra. Nu, să ne întoarcem la zei. Urcon nu ne poate ajuta. Magia i-a otrăvit mintea, așa cum spiritul lui Kohotek ne-a otrăvit apa. Koya, e argilă, nu sânge. Alunecarea de teren a contaminat apa. Uite, deja se limpezește. Dar zeii tot mâniați vor fi pentru asta. Nu zeii au adus pacostea asta asupra satului, ci unul de-al nostru. Cutremur! Ce vrei de la mine? N-am făcut nimic rău! Uh-huh.
Nu! Uite-l! El ți-a deranjat mormântul sacru! Păpușa! Aruncă un vasul acela! Urcon, ajutor! Aruncare ca asta poți juca în liga profesionistă. Hai să-i lăsăm pe strămoși. Vino, copile. Cred că va trece mult timp până să-și mai folosească Urcon puterile în scopuri malefice. Au dublat în limba română actorii Anca Sigmirian, Daniel Vulcu, Geo Dinescu, Elvira Râmbu, Mirela Corbeanu, Alexandru Rusu. Regia Mirela Corbeanu și Ion Ruscuț. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea. Sunt aici, cu tine! Hei, ce-i asta? Wow! Să vezi când o să vadă mina! Ce mai este aici? O mumie! Nu! Nu, mai puternic. Aha, ciupercă otrăvitoare, elementul final. Ești afară, iartă-mă, voiam să... De unde ai asta? Asta voiam să-ți spun, e o peșteră, a găsit-o Giggles. S-a ascuns după un vas mare de tot. Camera funerară a strămoșilor șamani. Ai conturbat locul de odihnă. Nu. Dacă ar ști Coia că un străin a călcat în acel loc sacru, v-ar alunga pe toți sau mai rău. Dar eu știu că nu ai vrut, de aceea voi păstra secretul tău și această huaca. Hai, du-te, pleacă. Pleacă odată. Spiritul marelui Kohotek nu e deranjat, iar în timp ce el doarme pe vecie, magia lui e a mea. Aici erai? Unde ai stat atât? Eu urmez. Cum? Altă dată, trebuie să plec. Pa!
Te-ai depășit pe tine însuți. Unchiule, te-ai depășit pe tine însuți azi. Cum? Iartă-mă, ai spus ceva? Îmi cer scuze, mi-am dat seama că ori iei cina cu matahală, ori nu. E imposibil să le faci pe amândouă. Ce a fost asta? Nu e în apele lui azi, ați observat? Nu mi-e foame, mă duc la culcare. Nu-ți face griji, sunt condiții grele aici. Trebuie să ne acomodăm cu ele, mai ales cu insectele. Pe mine mă agasează la culme. Ai conturbat locul de odihnă? Billy, ai visat urât, dragule. Azi ai să rămâi cu mine. O să adunăm și mai multe obiecte pentru cercetările mele și nu vreau să aud niciun comentariu. Billy! Mina! Billy, vino să ne ajuți! Îi hrănim pe Tonjas. Nu, mersi. Mina, mă tot întreb, unde se duc ai voștri când pier? Bătrânii spun că spiritele tuturor vietăților se întorc la pacea mama. Nu, mă refer la corpurile lor. Le punem în peșteri funerare. Cred că peșterile astea sunt în locuri speciale, nu? Adică nimeni n-are voie să intre. Noi mergem tot timpul să aducem omagii strămoșilor. Serios? Deci nu sunt locuri interzise? De ce mă întrebi așa ceva? Promit să păstrez secretul. Uite, îți jur pe oasele strămoșilor mei. Mai bine nu spuneai asta. Te referi la peștera funerară a strămoșilor șamani. De ce facem asta? N-ar trebui să-l lăsăm să se odihnească? Nu. Când un strămoș șaman se trezește, el vrea să vadă dacă poporul respectă tradițiile străvechi. Dacă vede că șamanul nostru a furat magia altuia, spiritul se înfurie cumplit și ne poate distruge pe toți. Magie? Adică păpușa? Poate Urcon nu va face nimic rău. Ne trebuie ajutoare în capătul celălalt. Ce se întâmplă? Braxton, mă bucur să te văd. Avem nevoie de ajutor. Totul se transformă în noroi. Știm, este o alunecare de teren ceva mai sus. Mă gândeam eu, ar putea ajunge la noi din clipă în clipă. Repede, să le protejăm recoltele. Uite-l că vine! Așa-i de! Nu
se poate. Eu comand elementele. Puterea strămoșilor e a mea. Ba da, Billy, trebuie. Nu înțelegi? Mina, nu se poate. Ai jurat pe strămoșii tăi. Dar dacă nu le spunem ce știm, ce se va întâmpla? Ah! Îți spun eu ce se va întâmpla. Ne ducem la împărăteasă ca să vedem ce și cum. Ai străbătut un drum greu, fiica mea. De o parte se afla jurământul sacru față de strămoși, de cealaltă siguranța poporului tău. Ai ales bine. Și, Billy, calea ta părea la fel de grea. Dar nu a fost. Ai știut ce vrea poporul și totuși ai crezut că te voi pedepsi pentru o greșeală nevinovată. Să știi că te-am iertat. Și nu vreau să mai aud de la tine aiurel despre Staffy. Nu, nu înțelegi. E adevărat. Da. Copiii spun adevărul. Spiritul strămoșului șaman Cohotec e printre noi. Magia lui e foarte puternică. Nu va avea odihnă până când fratele meu îi va returna hoaca. Nu înțeleg. De ce nu ducem păpușa înapoi și să punem capăt poveștii? Nu! Urcon s-a folosit de magia ei, deci numai el o poate returna. Altminteri, spiritul nu va avea liniște. Da, o să ajungem de vârsta lui Summerlee până o să se întâmple asta. Puterea lui Cohotec va fi a mea. Eu voi controla elementele. Ce e? Ce-mi scapă? Cine cutează să deranjeze? Cine? Dispărută. Wow! Magie neagră. Arunci ca o fată. Mulțumesc, dar sunt o fată. Așa, jucați-vă cât vreți, cât mai puteți. Rădăcină de linariță, esența pământului, iarba fiarelor să potolim vântul, ouă de foc și... Scuze, unchiule, învăț un joc nou. Firar, copilă. Unde eram? Pământ, vânt, foc, apă. Ah, viermi umflați. Perfect. În curând voi controla toate elementele. Coia crede că are puterea să-și surghiunească fratele din sat. Poporul va vedea cine are puterea când natura va fi sub comanda mea. Hai, Mina, și aruncă ceva mai puternic de data asta, bine? Oh, adică, așa? Wow, asta e bază! Ce e? Hă?
fac eu. Ce faci, unchiule? Adun ierburi pentru o supă medicinală. Mie nu-mi place supa. Cum ai ajuns acolo? Hai, băiete, jos! Nu, nu, vino aici! Mirosul puterii! Pedeapsa mea s-a încheiat. M-am întors să vă conduc. Din acest moment, eu singur voi comanda forțele naturii. Frate, știu, puterile tale sunt mari, dar să spui că ești mai puternic chiar decât zeii. Zeii ai vântului, pogorâți-vă forțele neasemuite asupra necredincioșilor ca să poată înțelege Nazaka! Care din ele e? Dar e cu totul altfel. A dispărut. E prea târziu. Utuca Marioca Motinica. Nu înțelegeți că numai eu vă pot apăra acum? Pământ, vânt, foc și apă, iată puterea mea! O, zei, iată puternici! Ce se întâmplă? Ei bine, mi se pare că mama natură nu e în toane bune astăzi. Ce a fost mai rău s-a dus? Nu, cred că abia începe. Mamă! Suntem aici! Eagles v-a găsit! Sunteți teferi, puteți coborâ! Nu! Săriți! Acum!